Aflat aproape de capitolul final, campionatul european de fotbal din Franța stârnește în rândul giurgiuvenilor interesante comentarii despre viitoarea câștigătoare a competiției. În opinia unora dintre giurgiuveni, Franța va câștiga campionatul și faptul că organizarea întrecerii s-a făcut pe tărâm propriu se constituie într-un avantaj. 10% e avantajul că joacă la ei acasă și e normal aproape să câștige Franța. A fost vorba aia, campioană mondială. Meciul cu Germania totuși este dificil, dificil, dar ei știu să se aranjeze în teren, să-și facă jocul cum doresc ei, nu cum dorește Germania. Asta e calculul lor inteligent. Pe cine vedeți campioană europeană? Pe gazdă, pe Franța. Sunt buni și nemții, foarte buni, dar având în vedere că e țară gazdă, organizatoare, s-ar putea să-i mai favorizeze și arbitri. În opinia altei părți a giurgiuvenilor, Germania este câștigătoarea finalei campionatului european găzduit de Franța. Totuși, cred că nemții sunt mult mai buni și cred că va câștiga campionatul european. Aducând înfocații microbiști mai aproape de fazele în care se află acum campionatul european, am solicitat giurgiuvenilor să ne dea un prognostic pentru semifinala disputată în această seară. Și aici părerile sunt împărțite. În timp ce o parte dintre giurgiuveni speră ca Portugalia să câștige partida din semifinale, alți giurgiuveni mizează însă pe victoria țării galilor. M-ar interesa un pronostic pentru meciul de diseară, țara galilor Portugalia. Ieși la pauză, 2 final. Adică câștigă portughezii? Da. Bate Portugalia. Unul solist. Concret? Țara Galilor. Eu vă zic Țara Galilor, să vă spun de ce. Fotbalul cam de acolo a plecat, cam în partea lor, să știți. Și să... Deci au fost foarte multe surprize. Să nu uitați că Islanda e un sat. Și uitați câte surprize a făcut. I-a primit ca pe niște eroi.